Horoscop săptămânal 2-8 martie 2020. Horoscopul pentru prima săptămână de primăvară ne va ajuta să începem de această dată cu nota potrivită. Sfatul astrologilor ne va ghida pe calea cea bună, care va fi plină de optimism și noroc. Săptămâna va fi o perioadă minunată pentru a ne gândi și a începe să implementăm ceva complet nou. Stelele îi susțin pe cei care au gânduri mari, care nu sunt mulțumiți de obiectivele mici, nu numai că vor să-și schimbe viața în bine, ci și le pasă de bunăstarea celorlalți. Dar este important să ne ghidăm după bunul simț, să nu ne supraestimăm puterea și să acționăm cu prudență rezonabilă. Ne va fi foarte ușor să începem să ne construim iluzii. Mulți vor vedea coincidențele aleatoare și indiciile minore ca semne ale sorții. Succesul real va fi obținut de cei care gândesc cât mai realist, care nu se bazează pe sprijinul stelelor, ci pe ei înșiși. Din punct de vedere al relațiilor personale, a doua jumătate a săptămânii va fi mai favorabilă decât prima. Ne va fi mai ușor să găsim un limbaj comun, nu vor exista motive de dezacord. Berbec. Săptămâna promite rezultate financiare strălucitoare, precum și succes în carieră. Cert este că la începutul lunii martie berbecul va fi scufundat complet în propria lui lume interioară. Veți putea găsi răspunsuri la multe întrebări profesionale importante. Unii reprezentanți ai zodiei vor lua decizii importante cu privire la dezvoltarea ulterioară a carierei. Este posibil ca acum să înțelegeți ce trebuie schimbat și să întocmiți un nou plan de acțiune. Cei care doresc să vă ajute vor apărea spre sfârșitul săptămânii. Primii pași vor trebui făcuți independent. A doua jumătate a săptămânii va fi destul de stresantă, probabil unele cheltuieli neplanificate, dificultăți financiare. Evitați orice decizie pripită legată de bani. Gândiți-vă de două ori când trebuie să faceți achiziții. Întreaga săptămână necesită prudență și lizibilitate în comunicare. În general, în săptămâna aceasta va fi mult mai util să ascultați decât să vorbiți. Taur. De-a lungul săptămânii, influența tendințelor pozitive va predomina, dar în primele sale zile fondul emoțional va fi încordat și este puțin probabil să puteți evita complet un moment neplăcut. Taurul va fi tentat să câștige bani în plus, într-un mod nu foarte cinstit. Uneori vă veți enerva pentru flacuri, puteți spune altora lucruri dureroase, puteți provoca conflicte și apoi veți regreta. Imediat ce veți reuși să vă restabiliți liniștea sufletească, vă veți simți mult mai bine. A doua jumătate a săptămânii aduce schimbări în bine în multe domenii ale vieții. În această perioadă sunt posibile evenimente care vă vor mulțumi și vă vor aduce câteva surprize plăcute. Încercați să nu vă grăbiți. Este vorba de decizii echilibrate și de acțiuni bine gândite, care vă conduc la atingerea obiectivului. Va exista șansa de a obține informații importante. Mulțumite lor, puteți ajunge în fața rivalilor. Gemeni. La începutul săptămânii, treburile vă pot supăra. Vor părea că se mișcă lent. Vă străduiți să obțineți rezultatele dorite cât mai rapid, dar situația nu va fi foarte favorabilă. Sunt posibile numeroase întârzieri, precum și erori, a căror corecție necesită și timp. Este important să reacționați la acest lucru cât se poate de calm, astfel încât, sub influența emoțiilor, să nu faceți greșeli noi. Restul săptămânii va fi favorabil. Va fi potrivit pentru a lucra la mai multe proiecte diferite, în primul rând care necesită o abordare serioasă și o atitudine responsabilă față de afaceri. Mulți gemeni vor beneficia de ceea ce au învățat înainte. Dezvoltați armonios relațiile personale. Dacă apar dezacorduri, faceți tot posibilul pentru a preveni un conflict grav. Intuiția vă va spune întotdeauna inconfundabil când este bine să faceți concesii și când să arătați fermitate. Rac. Săptămâna aceasta veți avea mult mai multe griji decât de obicei. Programul va deveni mai saturat, uneori cu greu veți găsi timp să vă relaxați. Unii raci vor trebui să facă mai multe lucruri simultan, ținând o mulțime de informații diverse în capul lor. La început va fi dificil, dar apoi vă veți obișnui cu acest mod, veți începe să vă simțiți mai încrezători și mai calmi. Apar noi responsabilități profesionale, de multe ori va trebui să învățați din mers. Acest lucru nu va fi ușor, dar înțelegeți perfect că eforturile nu vor fi în zadar și nu greșiți. Veți fi răsplătiți cu generozitate pentru eforturile depuse. Relațiile cu rudele nu vor fi întotdeauna ușoare, dar încercați să păstrați pacea, chiar dacă pentru asta trebuie să arătați minunea ale răbdării. Leu. Stelele așteaptă de la leu capacitatea de a controla fluxul de emoții, gânduri și sentimente. Nu trebuie să vă bazați pe activitatea violentă și pe dezvoltarea dinamică a evenimentelor. Din culpa lui Mercur retrograd, întârzierile și pauzele forțate vor interfera cu desfășurarea evenimentelor. Săptămână contradictorie. Vă luptați prea des cu cineva, vă risipiți energie pe lupte și dispute fără sens, în loc să faceți lucruri care sunt cu adevărat importante pentru voi. Colegii, de multe ori, se vor distrage de la rezolvarea problemelor de muncă.
Uneori vor avea nevoie de ajutorul sau de sfatul vostru, așa că de multe ori vor apela la voi, pur și simplu pentru că nu înțeleg ce faceți. Nu sunt excluse conversațiile cu șefii, care vor începe într-o notă neplăcută și se vor încheia cu recunoașterea meritelor voastre. De asemenea, în relațiile personale nu va fi totul simplu și lipsit de ambiguitate. Nu veți fi întotdeauna siguri de corectitudinea deciziilor luate anterior. Îndoielile voastre o pot deranja și supăra pe persoana iubită. Va fi dificil să conduceți conversații importante, pentru că nu aveți încredere în propriile sentimente. Va fi nevoie de timp pentru a le descoperi. Fecioară. În această săptămână, multe fecioare vor avea nevoie de o rază de lumină în întuneric, în special în lumea propriei iluzii, a temerilor vechi sau noi. Încercați să vă mențineți calmi la începutul săptămânii, chiar dacă nu va merge totul așa cum v-ați dorit. Aceasta este perioada în care autocontrolul este o condiție necesară pentru succes. Acțiunile negândite sau cuvintele rosite în grabă vă pot complica în mod vizibil viața. Cearta în rezolvarea problemelor financiare nu este de dorit. Chiar dacă vorbim despre o sumă mică, nu ar trebui să vă despărțiți de ea fără a vă gândi de două ori. Relațiile de afaceri vor fi mixte. S-ar putea să fiți criticați de persoanele care v-au susținut anterior. Unele fecioare vor înțelege că este timpul să pună capăt cooperării îndelungate, că trebuie să caute aliați și parteneri noi. Cu familia vă veți înțelege bine, găsiți cu ușurință un limbaj comun. Va fi ușor să faceți pace cu cei cu care ați fost într-o ceartă. Ambele părți vor fi gata să admită și să-și corecteze greșelile. Balanță. Planetele vor ocupa sectoarele responsabile în dragoste și confidențialitate în horoscopul balanței, retrogradând sferele rămase pe fundal. În relații, abilitatea de a fi înțelegători și simpatici va fi utilă. Începutul săptămânii nu va fi fără dificultăți. Multe balanțe vor fi enervate de faptul că nu pot termina ceea ce au început. În plus, va trebui să risipiți mult timp pentru ceva care nu vă interesează prea mult, iar comunicarea nu va fi întotdeauna fericită. Oamenii cu care anterior v-ați înțeles și v-au susținut, acum vă pun la îndoială ideile și vă critică acțiunile. Mai ales cei pentru care ați făcut multe vă vor aduce comentarii jignitoare. În timp, influența tendințelor pozitive se va intensifica, lucrurile se vor îmbunătăți. Vedeți oportunități pe care nu le-ați observat până acum, vă simțiți mai calmi și mai încrezători. Pentru unele balanțe, a doua jumătate a săptămânii va fi asociată cu noi oportunități legate de muncă și carieră. Nu vă fie teamă să întreprindeți lucruri dificile. Cel mai probabil veți face față cu ele perfect. Scorpion. Problemele, planurile și speranțele pe care scorpionii aproape că le-au uitat le pot aminti la începutul lunii martie. Probabil, stelele vă vor forța să reveniți la unele probleme nerezolvate, la fapte uitate sau la relații din trecut. Astrologii vă sfătuiesc să nu cedați nostalgiei. Acesta va fi un fenomen temporar. Săptămâna nu va fi ușoară, dar vă va învăța multe. Atitudinea voastră față de multe lucruri pe care obișnuiați să le luați de la sine se va schimba. Se pot deschide noi perspective în sfera profesională. Unii scorpioni se vor confrunta cu o creștere rapidă în carieră. Încercați să învățați de la alții, studiați experiența altcuiva, nu ezitați să puneți întrebări celor care știu mai multe decât voi. Informațiile pe care le veți obține vă vor ajuta mai târziu. Devine posibilă rezolvarea conflictelor de lungă durată, care v-au stricat în special viața. Veți fi gata să arătați îngăduință față de alții. Vă vor fi recunoscători pentru înțelegerea și sprijinul acordat. Este posibil ca o soluție la problemele financiare importante să aibă succes pentru voi. Unii scorpioni își vor putea consolida în mod semnificativ pozițiile, vor găsi noi surse de venit. Săgetător. Săgetătorii pot consacra prima jumătate a săptămânii unor lucruri nefericite, odihnei sau creativității. A doua jumătate a săptămânii va aduce minute de emoție și o serie de probleme urgente, oferind ocazia de a dovedi fidelitate, de a arăta resurse și de a demonstra abilitate. În săptămâna aceasta va fi deosebit de ușor să greșiți, să luați decizii greșite. De multe ori veți fi prea grăbiți, dar puțin scepticism nu v-ar strica acum. Nu sunt excluse unele incidente neașteptate, evenimente ciudate care confundă mai întâi și apoi aduc gânduri interesante. Rețineți că acum este mai bine să nu vă gândiți cu voce tare, să nu vă împărtășiți ideile cu cineva până când nu sunt complete. De obicei veți avea nevoie de sprijinul celor dragi, dar ei nu vor înțelege întotdeauna acest lucru. Nu ezitați să solicitați ajutor, totul se va simplifica foarte mult, veți evita momentele neplăcute și insultele reciproce. În a doua jumătate a săptămânii va exista ocazia de a rezolva unele conflicte de lungă durată, de a realiza schimbări în bine în relațiile care au fost tensionate în ultima vreme. Capricorn. Principalul avertisment al astrologilor pentru această săptămână, nu aveți încredere în prima impresie.
Indiferent de ceea ce se spune, oricât ar critica, indiferent de laudă, nu ar trebui să credeți totul. Va fi mai bine să vă faceți timp să vă gândiți. Este foarte important să evaluați sobru ceea ce se întâmplă și să nu aveți iluzii. Aveți multe de făcut. Vestea bună este că puteți face exact ceea ce vrea sufletul vostru. Unii capricorni vor putea să-și arunce toată puterea în punerea în aplicare a ideilor de mult gândite. Vor exista circumstanțe favorabile pentru căutarea aliaților. Este posibil să trebuiască să luați unele decizii importante cu privire la bani și proprietate. Acest lucru nu va fi întotdeauna ușor, deoarece aveți puține informații, iar situația va fi ambiguă. Vor exista multe nuanțe și detalii care trebuie luate în considerare. Puteți solicita sfaturi de la cei care v-au oferit anterior indicii sensibile. Sunt posibile oferte de muncă interesante. Este posibil să înțelegeți ce ar trebui făcut exact acum pentru a obține o creștere în carieră în viitorul apropiat. Vărsător. Principalele domenii care vă vor aduce schimbări favorabile la începutul lunii martie sunt dragostea și comunicarea, în special într-un cadru informal. Totul va merge bine și nu va fi nimic de îngrijorat. Săptămâna va fi potrivită pentru experimentare, inventarea și încercarea a ceva nou. Aceasta va fi săptămâna potrivită pentru întâlniri cu potențiali parteneri și angajatori. Vă puteți arăta partea cea mai bună. Vă puteți face curățenie în treburile de familie, puteți scăpa de tot ce v-a îngreunat viața. Va exista oportunitatea de a stabili relații cu rudele, cu care v-ați certat adesea recent, pentru a pune capăt neînțelegerilor care v-au complicat semnificativ viața. Creativitate înaltă. Veți fi mulțumiți la nesfârșit de lucrurile care vă permit să vă dezvoluiți imaginația. Să aruncați o privire nouă asupra lucrurilor familiare. Unii vărsători vor dobândi un nou hobby. Pești. Săptămâna va avea succes pentru o comunicare plăcută cu colegii și cunoscuții, restabilind ordinea în viața privată. Săptămâna nu va fi favorabilă agitației și vă va permite să îndepliniți calm sarcinile de zi cu zi. Veți fi energici și hotărâți. Acest lucru va fi foarte bun, deoarece în timpul săptămânii trebuie să luptați și să nu renunțați, să vă apărați punctele de vedere în dispute, să depășiți influența circumstanțelor adverse. Pentru cineva, toate acestea ar fi destul de obositoare și cu siguranță vă veți bucura de ceea ce se întâmplă. Cunoștințele acumulate anterior vă vor ajuta să obțineți victorii importante. Este posibil ca datorită lor să vă dezarmați rivalii și să găsiți ajutoare influente. Veți acționa foarte repede și veți gândi și mai repede. Alții, adesea, nu vor ține pasul cu voi. Uneori merită să vă opriți doar pentru ca aliații să țină pasul cu voi. Acest lucru vă va salva de experiențe neplăcute. Sunt posibile schimbări în relațiile personale. Înțelegeți sentimentele celor dragi. De multe ori nu aveți nevoie de cuvinte și indicii pentru a le ghici dorințele și visele secrete. Încercați să luptați împotriva epuizării energetice. În perioada 2-8 martie, nu uitați că în viață există ceva mai important decât banii, de exemplu familia, copiii și prietenii. Noroc și nu uitați să faceți click pe butoane.